am simțit cum e să fii prost. A fost... Okay. De, și ce mi se pare ciudat? Că știu perfect sentimentul ăla, adică ai spus asta și îl știu exact chestia. Am înțeles ce, cum e. Deci am trăit o oră în viața unui om prost. Ce să spun de ce? Ai apucat să votez cu aur? Nu, că erau urnele închise. M-am dus, am făcut demonstrație în fața a ceea ce credeam eu că e o secție de votare. Am zis că e abuz, că nu mă lasă să votez, că nu știu ce. Și până a venit un pazi și mi-a zis, doamne, e o școală aici, lasă-ne în pace, pleacă de aici, 10 seara, ce cauți aici? Și am plecat, țipând, stop abuzul, lăsați cetățenii să voteze, moarte dușmanilor patriei, mă rog. Fii atent care-i faza. M-am uitat la filmul Tenet, ok, nu știu. Al lui Christopher Nolan. Christopher Nolan care face filme din astea... Mind-bending. Arts House, da. Nu, Mind, de-astea, a făcut Interstellar. Ah, ok, nice, genul frumos, ăsta, da. Eu citisem despre Tenet, că e un film greu de înțeles și că e fracturat timeline-ul cum ar veni și că nu e liniar și că... Și sincer să spun, ca orice om semi-pseudo-intelectual, am tratat chestia asta cu condescendență, cu superioritate. Cu, proștii nu înțeleg. Bă, nu ne-am zis că proștii nu înțeleg, dar am zis, bă, nu mă face pe mine un film. Come on, am mai văzut filme dubioase, am mai văzut filme, m-am uitat la Memento, m-am uitat la Donnie Darko, m-am uitat la filme de-astea care sunt frustrante, că nu înțelegi da, ce se da, întâmplă. Da. Dar, spre deosebire de Memento, unde pui toate lucrurile cap la cap, la sfârșit îți dai seama cam ce s-a întâmplat, sau Donnie Darko, unde... Mamă, ce mi-a plăcut filmul ăla. Da, dar îți mai aduce aminte că e genul de film la care fiecare înțelege ce vrea și nu are un anumit înțeles clar. Adică nu-i de parcă cineva știe despre ce s-a întâmplat. Te lasă să-ți alegi. Da. Este cum ar veni un fel de confusing open end, așa. Gen, bă, na. Și am zis, mă uit la Tenet. Cât de rău poate să fie. Acum trebuie să mă uit și eu că scurea. Trebuie să te uiți la Tenet. Am să-ți explic care a fost problema, să-ți explic de ce m-am simțit ca un prost. Nu o să fie spoilere, pentru că și explicându-ți despre film nu prea o să înțelegi. Tenet. Hai să spun de ce m-am simțit prost. Deci, în Tenet, care este ideea? Că există obiecte, în viitor apare o mașinărie care inversează entropia obiectelor, în așa fel încât ele se mișcă invers în lumea noastră, cum ar veni. Adică, cum arată prima chestie, e un pistol gol, știi? Și un glonț în perete, știi? Și când apeși pe trăgaci, glonțul sare din perete și intră în pistol, știi? Adică, e tras invers. Inversează ce... Ok, bun. Da. Un material care s-ar descompune, s-ar recompune. Da, deci totul se întâmplă invers. Dacă sunt inversate, așa zice, obiecte inversate, dacă sunt inversate, ele se mișcă invers față de fluxul nostru temporal, știi? Adică e un pahar spart pe jos și întinzi mâna și paharul se asamblează și îți sare în mână. Am înțeles. Ca și cum l-ai fi scăpat. Ce explică ei este că, și e adevărat din punct de vedere fizic, că timpul nu există în fizică. Adică timpul nu are o direcție stabilită în fizică, da, știi? Da. Și că un lucru se întâmplă în direcția asta sau invers, din punct de vedere fizic este același lucru. Și explic asta la începutul filmului, știi? Că arată pe unul cum ține mâna și sare un glonț în mână și după aia arată filmat că dacă dă înapoi, arată exact ca și cum ar fi dat drumul din mână la un glonț. Deci acțiunea e aceeași, numai că e reversibil invers, timpul. Da. Și până aici am fost, ce căcate, să mor tu ca asta, Vancu? Păi e simplu, alea se mișcă invers. După care explică, ajung la nivelul la care îți arată cum sunt inversați oameni. Și îți arată o scenă de bătaie Benjamin cu un om Button inversat. Sau? Nu, cu oameni inversați. Deci, îți arată o scenă de bătaie în timpul nostru, cum ar veni. Oameni care își retrag pumnii. Cu oameni care se mișcă, nu, dar unul din vectorul nostru temporal care se bate cu unul din vectorul invers temporal. Și ăla se mișcă invers și ăsta se bate cu el, dar ăla se mișcă invers.
După care, okay. După care începe să-ți arate cum arată lumea noastră, cum ar veni, din perspectiva unui om care a fost inversat. Și deci el merge înainte, dar toată realitatea se mișcă invers pe lângă el. Și el trebuie să conducă o mașină, da, într-o realitate care se mișcă invers. După care... Am impresia că încerci să mergi pe bicicletă care se duce invers. Păi asta... Că întorci asta... așa și se duce în partea asta. Nu, ideea este că tu mergi cu spatele cum ar veni cu bicicletă. După care este o scenă de luptă. Deci există, aici mi-a crăpat creierul. Deci aici m-am simțit cel mai prost din viața mea. Deci okay. Nu mă simți niciodată de prost. Niciodată, înțelegi? Exista o, nu mai povestesc, dacă nu s-au uitat oamenii să nu le mai dau spoilere. Îți zic doar așa situația. Ei, era o manevră strategică de luptă. Era cleștele temporal, la fel cum se făcea învăluire, știi cum, manevra de învăluire în spațiu. Ăștia armata, descoperise armata de învăluire în timp. În sensul că unii se duceau la luptă așa, deci unii se atacau așa și în același timp atacau și ăia care erau inversați. Și deci pentru aia lupta curgea invers, da? Deci pe măsură ce ăștia înaintau, ăia terminau lupta, ei, cum veneau din partea ei, terminau lupta pentru că erau inversați și pentru ei. Realitatea noastră mergea invers. Deci ăștia atacau așa și în timpul ăsta ăștia veneau dinspre sfârșitul luptei. Și ei după aia se treceau așa unii pe lângă alții și după aia ajungeau acolo, erau reinversați când ajungeau ăștia inversați și ziceau ce s-a întâmplat pe tot parcursul luptei și ăștia știau ce urmează să se întâmple luptă, pentru că ea treceau deja, trecuseră deja prin luptă. Și ei se intersectau. Deci aceste două batalioane, ăla inversat și ăla neinversat, luptau în același timp, doar că fiecare îi vedea invers pe ceilalți. Ei luptau împreună, împotriva unui inamic care era și el la fel, tot unii așa și unii inversați. Și mă uitam la scenele aia de luptă, în care ba explodau lucruri, ba implodau, adică ba se refăceau clădiri care explodaseră, ba cădeau, erau unii care procesau non-linear și erau la mă, două, Dumnezeule, aia urmează, deci aia a căzut, deci urmează să se ridice, deci era dacă e acolo, când se ridică, aia îl strivește, deci aia, ăla care era inversat, nu, dă-te de acolo, că urmează să se refacă blocul ăla și... Bă, omule, m-am uitat la scena aia de luptă, am pus pauză de vreo 7 ori, ca să încerc să înțeleg ce se întâmplă și fii atent ce m-am simțit foarte prost. Pentru că, spre deosebire de Donnie Darko, îmi dădeam seama că e clar ceva care are un sens acolo. Adică lucrurile aveau înțeles. Lucrurile aveau înțeles. Eram convins Dar trebuie că... să pui pe foaie ca să vezi... Dar nu puteam să înțeleg care este înțelesul ăla. Și niciodată nu m-am simțit prost la modul ăsta. Să mă uit la o chestie și fac, eu efectiv nu știu ce se întâmplă. Și am renunțat. Și am trăit timp de vreo 7 minute restul scenei, exact cum trece prin viață un om prost. Mă bucuram de explozii și nu înțelegeam ce se întâmplă. Bă, zice, face bum bum, mă doare în pula. Exact, exact, Victor, exact. Știi cum e că n-am înțeles niciodată oamenii care... Sunt vestiți, e un clișeu, bine, există mai mult clișeu decât ăla. Știu oamenii care fac, dar de ce i-a zis, dar el cine e? Știu oamenii care sunt la film, dar de ce l-am pușcat, nu era cu ei? Da. Eu niciodată n-am înțeles pe ăștia, adică niciodată n-am înțeles cât de idiot să fii, să te uiți la un film și să nu înțelegi că, ăla e un polițist sub acoperire și ăla este banditul și banditul a aflat că ăla este polițistul. Cât de idiot să fii să fac, dar de ce aia, de ce a trebuit să aia? Nu știa că, el era polițist. Deci, să n-am văzut cât de prost să fii. E, atât de prost am fost la Tenet. Exact așa am fost. Am fost, sunt împușcături, sunt explozii. Ideea e că ei trebuiau să ajungă la o bombă. Și am zis, ok, ei trebuie să ajungă la bomba aia. Cine ajunge, cum, eu nu o să înțeleg. Ce a fost. Eu nu o să înțeleg, pur și simplu. Și am acceptat soarta.